Bună ziua și bine ați venit la standul NHR. Numele meu este Cojocaru Valentin și astăzi o să vă prezint câteva utilaje pe care le-am adus la Indagra. Suntem bucuroși să participăm la unul dintre cele mai vechi târguri din România și întotdeauna suntem bucuroși să aducem tehnologie nouă pentru fermierii români. În standul nostru, clienții pot să găsească tractoare speciale pentru viticultură sau tractoare pentru cultura mare. Am ales să venim cu trei modele reprezentative: un tractor de 90 de cai, un tractor de 130 de cai cu transmisie power shift automată și un reprezentant al gamei de tractoare mai mari, și anume modelul 8280 cu o transmisie TTV. Pe lângă brandul Doiț avem în stand și echipamente de la firma JCB, un încărcător cu braț telescopic acționat complet electric și un tractor cu roți egale din gama Fast Track. Sunt prezente și câteva utilaje pentru semănat sau pentru pregătirea terenului. Am încercat să avem utilaje performante și care să se regăsească și în câmpurile fermierilor, pentru că e un lucru important să poată fi și văzute la lucru. Alegem astăzi să punctăm modelul din spatele meu, un tractor din gama 8000, un tractor cu un motor în 6 cilindri de 280 de cai. Motorul este cuplat la o transmisie Vario care poate să funcționeze în regim automat. E un tractor foarte bine echipat, atât în partea din față cât și în spate. Pe față avem ridicător, priză de putere și instalație hidraulică. Pentru confort avem o suspensie pentru puntea față, suspensie pe perne de aer pentru cabină și suspensie pe perne de aer pentru scaun, plus instalație de climatizare automată. Și cel mai important este că tractorul vine echipat cu sistem de autoghidare, capabil să lucreze singur la o precizie de 2 cm. Suntem bucuroși că anul acesta putem să avem una dintre cele mai bune soluții de finanțare din piață. Am reușit să călătorim în timp, dacă pot să spun așa, avem dobânzi pe care fermierii le puteau accesa acum 5-6 ani de zile, și anume o dobândă fixă de 2,99% pe o perioadă care poate să meargă până la 5 ani și în funcție de avansul plătit se poate ajunge până la mai mult de un an ca și perioadă de grație.